Bun găsit, stimați telespectatori! Iată că revenim cu partea a doua a emisiunii despre principele și regele Carol al II-lea. Făcând o mică recapitulare din emisiunea precedentă, a recapitularea celor mai importante evenimente din viața tânărului Carol. Să spunem că în timpul primului război mondial era comandant de regiment. În septembrie 1918 părăsește comanda regimentului și sub oblăduirea unor ofițeri din armata austro-ungară fuge la Odessa împreună cu o tânără, Ioana Valentina Lambrino, mai bine cunoscută sub numele de Zizi Lambrino, unde se căsătorește, producând consternare atât în familia regală, cât și în opinia publică românească. Un gest de o gravitate deosebită. Până la urmă, toată lumea este de acord că principele era necopt, că a fost doar o aventură, doar o rătăcire, că trebuie iertat, cel mai mare apărător al lui fiind, în mod evident, mama sa, regina Maria. Se reîntoarce, se anulează la Curtea de Casație și Justiție din Ploiești, se anulează căsătoria cu Zizi Lambrino, copilul născut din această legătură în mod clar nu este recunoscut de casa regală. Momentul următor în viața lui este întâlnirea cu Elena Lupescu, întâlnire care se va dovedi a fi decisivă pentru viitorul celor doi, dar și pentru destinul României. Plecat în luna decembrie anului 1925 la funerariile reginei Alexandra, văduva regelui Eduard al VII-lea al Regatului Unit, principele Carol trimite o scrisoare în care anunță că renunță la tron și în felul acesta el este practic scos din nomenclatorul casei regale. Anterior întâlnirii cu Elena Lupescu, se căsătorise cu principesa Elena a Greciei, cu care s-a și căsătorit, având un fiu, Mihai, care moștenește astfel tronul, devenind urmașul bunicului său, regele Ferdinand, care în anul 1927 a trecut la cele veșnice. Iar din 1927, deci până în 1930, a domnit ca suveran al României Mihai I. Și el era tutelat de o regență. Ajungem la anul 1930, când Carol Caraiman, cel care era cunoscut sub acest nume după ce a renunțat la tron, își aranjează revenirea în România pentru a ocupa tronul. Un întreg complex de împrejurări îl ajută să-și realizeze acest deziderat. Oamenii politici îl doreau înapoi, armata îl dorea înapoi. Regele Ferdinand și primul ministru Ionice Brăteanu, președintele Partidului Național Liberal, trecuseră la cele veșnice, astfel că
posibilitatea întoarcerii în țară a devenit o realitate. Cel care dialoghează cu fostul principe Carol este Iuliu Maniu, care conducea guvernul național țărănist în acea vreme, guvernul Partidului Național Țărănist. Iuliu Maniu îi pune o serie de condiții pentru a se putea reîntoarce în țară, condiții pe care Carol Caraiman le acceptă. Nu revine ca suveran, ci ca membru al regenței, prima condiție. A doua condiție este ca să își reia legăturile matrimoniale cu principesa Elena, mama regelui Mihai, condiție pe care din nou o acceptă Carol Caraiman. Și cea de-a treia era renunțarea la întoarcerea în țară a Elenei Lupescu. Sigur că în aceste condiții, aproape întreaga suflare românească se arată binevoitoare cu reîntoarcerea lui Carol în țară. Singura care este oarecum împotrivă, mă rog, culmea ironiei, este chiar mama sa, bunica regelui Mihai, regina Maria. De altfel, regina Maria a fost cea care l-a urmărit și în exilul său și, discutând cu vărul ei, regele George al V-lea al Regatului Unit, a determinat alungarea din Marea Britanie în timpul exilului a lui Carol Caraiman și a Elenei Lupescu. Iată ce spune regina Maria la momentul întoarcerii fiului ei mai mare în țară. O veste incredibilă mi-a fost transmisă la Viena. O telegramă de la Nichi, se referă la principele Nicolae, băiatul ei cel mic, și câteva cuvinte. Carol se întoarce la noi, formidabil entuziasm, totul bine, cu dragoste, Nichi. Este telegrama pe care i-a transmis-o acesta mamei sale. Regina Maria continuă cu aprecierile sale, deci asta este ceea ce plănuiau ei, pe la spatele meu și a lui Barbu, de care se temeau, cei doi frați ajutați de armată au plănuit asta. Nici nu știu cum să mă simt. Care ar putea fi consecințele acestui act? Formidabil entuziasm. Firește poporul și armata care l-au dorit înapoi, dar care o să fie reacția Partidului Liberal și ce o să spună Sita? Am pomenit mai sus un nume, este vorba de Barbu Știrbei, un apropiat al regelui Ferdinand și al reginei Maria. Era nepotul domnitorului Barbu Știrbei, bunicul său pe linie paternă, iar bunicul pe linie maternă era Gheorghe Bibescu, cel care la 1848 fusese detronat în țara românească. Revenirea lui Carol a stârnit o oarecare convulsie în societatea românească. Sigur că Partidul Național Liberal s-a opus acestei reveniri.
Vocea cea mai puternică a fost cea a lui Ion Gheorghe Duca, cel care preluase conducerea PNL după dispariția lui Ionice Brăteanu și a lui Vintilă Brăteanu, cei doi frați descendenți fiii lui Ion C. Brăteanu, primul ministru al României în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și cel care a condus țara și în timpul războiului de independență. În țară s-au organizat o serie de adunări care să, pe de o parte, să explice oamenilor că este nevoie de revenirea lui Carol în țară și, pe de altă parte, să obțină adeziunea populară la acest act. Bunicul meu patern, Iuliu Firțac, care în perioada respectivă era lăcătuș de întreținere la funicularul exploatării miniere Lupeni în Valea Jiului, un simpatizant al Partidului Social Democrat, mi-a povestit de mai multe ori că a luat parte la o astfel de adunare care a fost organizată în incinta exploatării miniere Lupeni și în care diverse persoane a căror identitate nu și-o mai amintea, trecuseră vreo 30 de ani de la, dacă nu 35 de ani de la evenimentele respective, când îmi povestea mie ce s-a întâmplat. Vorbitorii clamau cât de bine este pentru țară să se reîntoarcă fostul principe Carol și să revină în fruntea țării. La un moment dat, cineva din fundul sălii, unde se desfășura adunarea, a strigat jos cu el. Autoritățile imediat, în speță jandarmii, s-au repezit să vadă despre ce este vorba și mai mulți din sală l-au arătat pe bunicul meu că ar fi fost autorul acelui strigăt. L-au reținut și l-au dus la Livezeni, chipurile, ca să fie arestat și anchetat. Bineînțeles că a fost doar reținut, acolo a fost chiar bătut în timpul reținerii, dar dimineața i s-a dat drumul să plece spre casă și chiar a fost sfătuit să se prezinte la serviciu și să nu vorbească cu nimeni despre ceea ce s-a întâmplat. Bunicul a recunoscut că i-a fost frică, era ceva omenesc, era deja era căsătorit, tatăl meu se născuse, avea un an în momentul respectiv și sigur că nu a mai continuat cu protestul și a reluat activitatea la modul cel mai liniștit posibil. Revenind la fondul problemei, să menționăm că numitul Carol Caraiman, revenit în țară, acceptă formal, deci, cererile lui Iuliu Maniu, care, simțind poate ceva, pentru 5 zile demisionează din fruntea guvernului și un alt național țărănist, Gege Mironescu, este desemnat prim-ministru și conduce timp de 5 zile guvernul până când se rezolvă toată această tevatură cu revenirea lui Carol.
Bineînțeles că primul punct pe care acesta nu îl respectă este intrarea în regență și sprijinit de armată, sprijinit și de diverși oameni politici, el refuză să devină membru al regenței și solicită proclamarea sa ca rege. Din rândul armatei, doi ofițeri oarecum cu o poziție oarecum medie în armată, Gabriel Mironescu și Paul Teodorescu, îl întâmpinaseră la sosirea la București și generalii Alexandru Averescu și Constantin Prezan au influențat armata și au dat ordine în așa fel încât nimeni să nu se opună reîntoarcerii lui Carol. Mai târziu, atât Alexandru Averescu cât și Constantin Prezan au devenit mareșali ai României, grad la care i-a înaintat suveranul Carol al II-lea atunci când a avut posibilitatea, drept mulțumire pentru sprijinul pe care i l-au acordat pentru reîntoarcerea în țară. Deci nu acceptă să intre în regență, își detronează propriul fiu pe Mihai I și acestuia din urmă, reproclamat moștenitor al tronului, îi se dă pomposul titlu de Mare Voievod de Alba Iulia. Odată cu revenirea lui Carol, sigur că lucrurile, într-o anumită măsură, din punct de vedere politic, se stabilizează. Dar din punct de vedere economic, țara era în plină criză economică, cea din anii 1929-1933, o criză economică mondială care a avut consecințe deosebite, practic pe întreg mapamondul, nu doar în România. Se succed o serie de guverne la conducerea țării și pentru a putea să aibă o influență deosebită asupra guvernului, suveranul îl aduce în fruntea acestuia pe Nicolae Iorga, marele istoric român, care îi fusese profesor în adolescență. Nicolae Iorga, secundat la conducerea guvernului de Constantin Argetoianu. În mod surprinzător, aceștia nu reușesc să conducă țara și să o scoată din marasmul economic în care se zbătea. Mai mult decât atâta, aduc în prim plan acele curbe de sacrificiu în care salariile bugetarilor au fost tăiate, au fost înghețate toate cheltuielile și guvernul Iorga Argetoianu nu rezistă mult timp, este urmat de alte guverne tot național țărăniste conduse succesiv de Iuliu Maniu și Alexandru Vaida Voievod. Încă de la revenirea sa, Carol se gândise, și acțiunile ulterioare au demonstrat acest lucru, că în niciun caz nu va relua
legăturile matrimoniale cu princesa Elena, mama regelui Mihai. Mai mult decât atât, o exilează în Italia. Aceasta se va stabili la Florența, unde am văzut de curând că municipalitatea binecunoscutului oraș italian a dat numele pieței unde se afla imobilul în care a locuit timp de 10 ani regina Elena, regina mamă Elena, i-a dat numele acesteia pieții respective în semn de apreciere și în mod firesc pentru a sublinia legăturile de prietenie care există între România și Italia și care au existat de-a lungul timpului. Acum, stimați telespectatori, permiteți-mi să facem o mică întrerupere pentru o pauză de publicitate, după care vom reveni cu derularea emisiunii. Pentru că resursele planetei sunt limitate, reciclarea rămâne singura cale prin care le putem face inepuizabile pentru trecerea la economie circulară. Dar reciclarea eficientă este posibilă doar printr-o colectare separată, susținută și inteligentă a deșeurilor. Din grijă pentru mediu și respect pentru generațiile viitoare, implică-te alături de noi, pentru un prezent curat și un viitor sănătos. Braicata. Din respect pentru resurse. După ce Elena, mama regelui Mihai, a fost exilată, foarte repede și cea de-a treia clauză a discuțiilor cu Iuliu Maniu, nerevenirea în țara Elenei Lupescu, a fost încălcată. La 8 august 1930 aceasta s-a înfățișat în țară, chiar fără știrea regelui Carol al II-lea, a fost cazată undeva într-o vilă în Sinaia și reîntoarcerea acesteia a fost ținută secretă. Cel care a ajutat-o pe Elena Lupescu să revină în țară a fost Mihail Manoilescu, un apropiat al regelui, care mai târziu va fi înlăturat din camarila regală tocmai de către Elena Lupescu printr-un subterfugiu, aș spune chiar de joasă speță. Elena Lupescu l-a invitat la un moment dat la ea acasă, l-a primit într-o odaie intimă, într-o lumină clar-obscură și a insinuat că Mihail Manoilescu ar fi vrut să aibă legături sexuale cu ea. Acesta și-a dat seama de capcana care i s-a întins și a plecat foarte repede de la întâlnirea respectivă, dar totul i-a fost fatal și a trebuit să renunțe la legăturile cu regele Carol al II-lea. Am devansat un pic șirul evenimentelor. Revenim la primii ani ai deceniului al III-lea, cel pe care Zigu Ornea, pe bună dreptate, într-o celebră carte a sa, Tradiționalism și modernitate în deceniul al III-lea, îl definea ca
deceniul obsedant. Și din punct de vedere politic, într-adevăr, trebuie să recunoaștem că aprecierea reputatului istoric este deosebită, chiar dacă în timpul domniei lui Carol al II-lea economia și-a revenit, s-a ajuns în țară la o oarecare prosperitate, chiar dacă din punct de vedere cultural Carol al II-lea prin fundațiile regale a sprijinit dezvoltarea culturii, afirmarea spiritualității românești, să menționăm doar câteva exemple, cercetările făcute de reputatul sociolog Dimitrie Gusti, celebra istorie a românilor scrisă de Constantin C. Giurescu, celebra istorie a literaturii române de la origini până în prezent scrisă de George Călinescu. Revenind la viața politică, să menționăm că regele Carol al II-lea tot timpul a încercat să controleze oricare guvern ar fi fost în fruntea României și în viața politică să nu se întâmple absolut nimic fără știrea lui. Un moment destul de grav în viața politică românească s-a petrecut în decembrie 1930, când primul ministru al Guvernului Național Liberal, Ion Gheorghe Duca, mai cunoscut sau poate mai bine cunoscut publicului larg cu denumirea I.G. Duca, se duce în audiență la suveran la Sinaia pentru a-l informa că va scoate în afara legii mișcarea legionară, mai precis legiunea Arhanghelului Mihail, așa cum se numea la momentul respectiv mișcarea legionară. Pe peronul gării de la Sinaia, Nicadori este o anagramă de la numele celor trei asasini, îi iau viața lui I.G. Duca. Se pare că prefectul Poliției Capitalei, generalul Gabriel Marinescu, al cărui nume l-am mai pomenit, l-a informat pe rege despre intenția legionarilor de a-l asasina pe primul ministru. Și suveranul i-a cerut acestuia ca nota despre acțiunea legionarilor să nu fie făcută publică și să o treacă sub tăcere, să o țină în sertarul său. I.G. Duca a fost printre puținele voci care l-au criticat pe suveranul Carol al II-lea, în special pentru exilarea principesei Elena, soția lui, mama regelui Mihai, sau mă rog, în acest moment a marelui voievod de Alba Iulia Mihai, și pentru revenirea în țară a Elenei Lupescu. I.G. Duca era un critic caustic în viața publică românească, avea un prestigiu destul de mare prin activitatea politică pe care o desfășurase, prin atitudinea pe care o avuse în timpul primului război mondial, de participant și susținător activ al Marii Uniri, prin diversele portofolii ministeriale pe care le-a deținut în guvernele
Ionice Brăteanu și Vintilă Brăteanu, iar în momentul respectiv ajunsese la demnitatea de prim-ministru. Asasinarea acestuia a produs o anumită criză politică, dar în același timp i-a permis regelui Carol al II-lea să își întărească controlul asupra partidelor politice în general și asupra guvernului României. Tot o atitudine oarecum nepotrivită a avut regele Carol al II-lea față de o altă mare personalitate a vieții publice din țara noastră, mă refer la Nicolae Titulescu, cel care a fost unul dintre cele mai importante personalități ale României interbelice, ale diplomației românești, fiind de două ori succesiv președintele Ligii Națiunilor, cel care încerca să realizeze o politică de stopare a ascensiunii extremei drepte și se opunea atât hitlerismului de evident german și fascismului italian. Era diplomat, jurist, profesor universitar, om politic, ministru de externe al României și a fost și membru titular al Academiei Române. Dar politica sa externă a avut poate pentru acel moment și o fisură, în sensul că la un moment dat Nicolae Titulescu a fost prea apropiat de un om politic și diplomat sovietic, Maxim Maximovici Litvinov, care era comisar al poporului pentru afacerile externe al URSS, care ducea și el o luptă intensă pentru limitarea ascensiunii fascismului în Europa. Astfel că în urma presiunii forțelor politice de dreapta și nu numai din țara noastră, dar și din plan european, la 9 august 1936, regele Carol al II-lea îl îndepărtează pe Nicolae Titulescu din funcția de ministru de externe. Acesta este exilat și inițial se stabilește în Elveția, pentru ca mai târziu să se mute undeva în sudul Franței, la Cannes, de unde a continuat să acționeze împotriva fascismului. Bineînțeles că nu mai avea aceeași reverberație în plan european ca în momentul când fusese ministrul de externe al României. Dar în anul 1941, chiar undeva la începutul anului, în luna martie, Nicolae Titulescu trece la cele veșnice. Să menționăm că totuși cu destul de multă acuitate, Carol al II-lea s-a dovedit a fi un adversar al mișcării legionare, chiar dacă îl a permis sau a acceptat în mod tacit asasinarea lui Ighe Duca și l-a înlăturat pe Nicolae Titulescu din funcția de ministru de externe al României, el a căutat să acționeze împotriva
legionarilor, asta și pentru faptul că legiunea s-a dovedit a fi o coloană a cincea a hitlerismului în România, că adeseori Corneliu Zelea Codreanu, liderul mișcării legionare, îl acuza pe suveran de lipsă de patriotism și mai ales făcea dese referiri la originea evreiască a Elenei Lupescu. În această opoziție cu legionarii, Carol al II-lea se baza pe o serie de personalități ale vieții publice din România, care își dovediseră și ele la rândul lor vocația antifascistă pe de o parte, dar în același timp și obediența față de suveranul Carol al II-lea. Mă refer la binecunoscutul general Gabriel Marinescu, care a fost prefect al Poliției Capitalei, dar a fost și subsecretar de stat la Ministerul de Interne, a fost la un moment dat ministru de interne, ministru al, al ordinii publice și care mai târziu în celebra noapte de 26 spre 27 noiembrie 1940, când legionarii au înfăptuit celebrele crime de la închisoarea Jilava, unde el era arestat, va fi asasinat. Dar din punct de vedere politic, regele a căutat să limiteze activitatea partidelor politice și la 10 februarie 1938 a proclamat dictatura regală. Scopul nemărturisit fățiș al acestei dictaturi regale era aceea de a opri ascensiunea legionarilor și de a opri ascensiunea dreptei românești, ca nu cumva aceștia să ajungă la guvernare. Se scot partidele politice în afara legii și doar voința regelui devine literă de lege prin decrete regale. Se instituie un guvern al majestății sale condus de patriarhul Miron Cristea, care însă la puțin timp după investirea ca prim-ministru trece la cele veșnice și îi succede la conducerea guvernului o personalitate binecunoscută a vremii, mă refer la Armand Călinescu. El era originar din Pitești, era fiul unui demnitar, Ion Călinescu, născut în anul 1893, a fost jurist, filozof, om politic, ministru și chiar prim-ministru al României, succedându-i patriarhului Miron Cristea. El a fost cel care a fost artizanul desființării mișcării legionare, desființării aparente, aș spune, și Corneliu Zelea Codreanu fusese arestat în anul 1938. La un moment dat, pe parcursul acelui an, regele s-a dus într-o vizită, într-un turneu diplomatic în mai multe state occidentale și la întoarcerea către țară s-a oprit la Berchtesgaden ca să se întâlnească cu Hitler. Sigur că întâlnirea a fost destul de rece,
Hitler cerându-i regelui Carol al II-lea să-i aducă pe legionari la putere, să renunțe la Elena Lupescu. Carol a avut destul de multă demnitate în această întâlnire cu conducătorul Germaniei naziste și a replicat că știe el mai bine cum să conducă România, nu are nevoie de sfaturi. Iar după întâlnirea cu Hitler, Carol al II-lea transmite în țară un mesaj în care îi cere lui Armand Călinescu să reprime mișcarea legionară. Și în acest context, mai mulți conducători ai acesteia, printre care și Corneliu Zelea Codreanu, sub pretext, când au fost mutați de la o, de la un loc de detenție la altul, sub pretextul evadării au fost împușcați. Armand Călinescu, primind această cerere a regelui Carol, a avut o premoniție extraordinară. I-a trimis o telegramă suveranului spunându-i că cerându-i toate acestea, practic suveranul nu face altceva decât să îl condamne la moarte. Ceea ce s-a și întâmplat în data de 21 septembrie 1939, Armand Călinescu a fost asasinat pe o stradă în București. Comandoul asasinilor legionari a fost condus de cel care avea să preia conducerea mișcării legionare, l-am numit pe Horia Sima. De fapt, acest act a însemnat pe undeva începutul sfârșitului lui Carol al II-lea. A venit fatidicul an 1940, în care la 26 iunie Uniunea Sovietică transmite României un ultimatum pentru cedarea Basarabiei, Bucovinei de Nord și Ținutului Herței. Are loc un celebru Consiliu de Coroană în care, cu excepția lui Gabriel Marinescu și a lui Nicolae Iorga, toată lumea îl sfătuiește pe Carol al II-lea să cedeze pretențiilor sovietice. Sigur că fusese consultat și ambasadorul Germaniei la București. Se știe că în momentul respectiv între Germania și Uniunea Sovietică exista o înțelegere parafată la 23 august 1939, celebrul pact Ribbentrop-Molotov, bine cunoscut pentru împărțirea sferelor de influență în Europa central-sovietiană de către cele două puteri. Mai mult decât atât, urmează și 30 august 1940, dictatul de la Viena, prin care România a fost somată să cedeze Ungariei Hortiste Transilvania de Nord, dictat patronat de Germania și Italia, dar se pare că mai mult Italia a avut un rol semnificativ în acest act, prin Contele Ciano, ministrul de externe al Italiei în timpul cât această țară a fost condusă de Mussolini. Simpatizanți de astăzi ai mișcării legionare spun că dictatul de la Viena nu ar fi avut loc
ci că acesta a fost o răzbunare a Italiei împotriva României, pentru că la un moment dat, în 1936, când Italia a atacat Abisinia, în Liga Națiunilor Nicolae Titulescu ar fi condamnat această agresiune și ar fi cerut tuturor statelor să declare că să definească Italia drept agresor. Cert este că cele două momente grave în istoria poporului român au fost puse toate pe seama regelui Carol al II-lea, ceea ce este poate prea mult spus, pentru că nu doar din vina lui s-au întâmplat toate acestea, a fost de fapt și o conjunctură internațională. Regele chiar a dorit să apere țara împotriva sovieticilor când au cerut Basarabia, teritoriul dintre Siret și dintre Prut și Nistru și Bucovina de Nord și ținutul Herța, dar clasa politică românească nu a fost de acord cu acest demers. Trebuie să spunem că regele Carol nu mai avea ce să facă, tot aproape întreaga suflare românească era împotriva sa și astfel la 5 septembrie 1940 îl cheamă pe generalul Ion Antonescu să preia conducerea guvernului, care era un filo-german la momentul respectiv, deși toată educația sa fusese una dobândită în Franța, la Saint-Cyr, acolo a făcut școala militară. Ion Antonescu i-a solicitat regelui Carol să îi dea puteri depline, ceea ce până la urmă Carol al II-lea a acceptat, a semnat decretul investirii cu puteri depline a guvernului Ion Antonescu și la 6 septembrie 1940 a fost obligat să abdice. În mod formal, el practic nu a abdicat, ci a predat tronul fiului său, regele Mihai, nutrind o intenție ascunsă să revină pe tronul României dacă ar fi fost posibil. A plecat din țară, în gara Timișoara legionarii au atacat trenul cu care acesta se refugia, până la urmă au reușit să scape. Împreună cu Elena Lupescu, Ernest Urdăreanu, cel care îi luase locul lui Mihail Manoliescu în Camarila Regală, și au plecat prin Iugoslavia și Italia, au ajuns în Elveția, de acolo în Spania și apoi în Portugalia. Perioada sa de exil a fost marcată de diverse domicilii, fie în Mexic, în Cuba, în Mexic, în Brazilia, revenind la finele războiului în Portugalia, la Estoril, unde se stabilește cu Elena Lupescu, după ce în 1947 în Brazilia s-au căsătorit. Iar la 4 aprilie 1953, Carol al II-lea trece la cele veșnice. Fiul său Mihai a refuzat să participe la funeraliile sale. Au fost prezenți o serie de reprezentanți ai diverselor case regale din Europa. Principele Nicolae, fratele său, s-a dus și el la înmormântarea fostului rege Carol al II-lea. Ca o concluzie, putem să spunem că, din punct de vedere politic, a avut un rol nefast în conducerea României, chiar dacă au existat
și o serie de efecte benefice în timpul domniei sale în perioada 1930-1940. Dar istoriografia românească, probabil că și publicul românesc, probabil că așteaptă o monografie exhaustivă care să pună într-o lumină fără ură și părtinire, sine ira et studio a domniei, a personalității și domniei lui Carol al II-lea. La revedere, vă mulțumesc pentru atenție, stimați telespectatori.